să vedem. Ai făcut facultate? Bună dimineața, doamnelor și domnilor, la invitația domnului primar, în conformitate cu Stozania, dacă faceți, în conformitate cu prevederea articolului 39, alineatul 2 și articolul 9.117 litera F din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată și modificată cu modificările și completările ulterioare și dispoziția numărul 140 din 18.04.2017 emisă de primarul Comunității de Județul Bacău, vă invităm să participați la următoarele ședințe extraordinare a Consiliului Local, care va avea loc ziua de 21.04.2017, următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară a unui sector din drumul județean DJ112, proprietate publică a județului Bacău, din administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în administrarea Consiliului Local al Comunei Târgu Drobuș. Inițiator comun, primarul comunei. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării imobilului, teren și construcții, rezervor apă, ce aparține domeniului privat al Comunei Târgu Drobuș, prin procedura de licitație publică. Inițiator primarul comunei. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Târgu Drobuș a imobilului teren cu destinația de drum colector, cu lungimea de 700 de metri linear. Inițiator primarul comunei și punctul numărul 4. Diverse. Să pun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva, cine? Să supunem procesul verbal prin ședința de 30. La vot, cine este pentru? Împotriva, cine? Trecem la ordinea de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea de preluare temporară unui sector din drumul județean DJ112, proprietatea publică a județului Bacău, din administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în administrarea Consiliului Local al Comunei Târgu Drobuș. De vreo 140 km, are o porțiune care este balansată. Pe această porțiune, perioadele iarnă sunt când sunt ploi, de circulație este aproape imposibilă. Iar din cauza circulației intensive se ridică foarte mult praf, motivat de faptul că intenționăm să supunem un proiect pentru asfaltarea drumului balastat, să rugăm a iniția procedurile legale pentru transmiterea sectorului de drum județean DJ112 la kilometru 1+628, la kilometru 6+750, din administrarea Consiliului Județean Bacău, în administrarea Consiliului Local Târgu Drobuș, pe o perioadă de 5 ani. Față de considerentele menționate mai sus și cu respectarea prevederilor articolului 867 și 868 Cod Civil, vă rugăm să ne sprijini intermesurile noastre privind transmiterea sectorului de drum identificat mai sus, aflat în proprietate publică a județului Bacău, din administrarea Consiliului Județean Bacău, prin Serviciul Județean de Drumuri Bacău, în administrarea Consiliului Local Târgu Drobuș. Discuții, domnul Sorlea. I-am fost primul, dar mă rog, hai să-l las cu domnul Sfânt. Luăm un liniu de
Și sigur, aruncat în imagine de ansamblu, domnul președinte. Da, ești trecut, nu e nicio problemă. Nu, nu o să plec, nu vă rezolv. Poftim, domnul Soare. Spune-mi, e vorba de vreo 5 km acolo, dar de știe cineva de unde până unde intră în administrarea noastră. Aici e foarte grav. Proporțiunea unde nu este asfaltat. 5 km. Păi da, dar acolo se spune în raport, da, de la kilometru 1 și nu știu cât, până la kilometru 6. 1 plus 6, 28. Da. 5 km la 5. Deci trebuie rectificat în expunerea de motive, trebuie rectificat exact traseul care intră în administrare. 5130. Observația asta. Dar este care se intersectează cu ăsta de aici. Da, dar de la o nebunie de Sfântul Catolic, până la... Până de la ei am luat. De la punte până la hotară. De la punte până la hotară. Deci asta mea... Cuțerea balastată. Inclusiv, da. Prin sat și până la hotară spre Ionești. Dar cum ne-a fost? Dar trebuie cu totul, pentru că acolo avem și alte treburi. Mai e podul care trebuie refăcut. Păi... Fie în răspunsul de la Consiliul Județean. De la kilometru 1 plus 628 până la kilometru 6,750. Da, asta am spus. Este trecut aici în răspunsul. Da, dar asta cei pe urte nu poate să ne dea parțial. Adică să rupă și să zic toate cei pe drum ce aparține. Cei pe drum ce aparține. Domnul Ungurean. Intră tot de prelungiri. Aveți cum așa respectăm. Vă grăbiți. Tot insistați că intrăm în prelungiri. Vă grăbiți. Vreau să știu cine, la întrebările pe care voi pune, cine răspunde. Fiind domnul primar, dumneavoastră vreau să răspundeți. Deci dumneavoastră vreau să răspundeți în locul domnului primar. Nu, și aveți și aparatul de specialitate. Că aș începe așa. Nu mi se pare corect să punem pe un termen de 5 ani. Da? Aș vrea să se facă o mențiune pe un termen care să fie în mandatul nostru. Da? Deci nu vreau ca să meargă pe 7-8 ani, adică că se termină mandatul nostru, păi eu fac, știți, dacă mă votați, atunci o să fac în anul următor. Nu. Deci mie mi se pare corect, dacă noi ne asumăm, să fie mandatul nostru, să terminăm mandatul nostru. Așa este corect. Adică noi, păi, dar noi propunem 5 ani de zile să facem un drum și în alte părți fac proiecte, într-un an de zile deja au obținut aprobări, da? Ne uităm la vecinii noștri din alte primării, deja au proiecte aprobate pentru asfaltări sau au făcut asfaltări și care trecut și noi punem problema pe 5 ani. Nu. Deci eu consider că este bine pe mandatul nostru. Dacă noi o preluăm, noi să răspundem. Adică mandatul nostru n-am fost capabil să facem. Asta este. Ne asumăm, nu? În raportul de specialitate am citit un pic și m-am uitat. Ce fel de investiții? Ar trebui menționat ce fel de investiții face. Domnul Petrică, asfaltarea și întreținerea drumului. Păi da, da. Proiectele. Ce fel de proiecte? Sunt viabile, nu sunt viabile. O să fie, nu o să fie. Da? Deci ce fel de proiecte? Pentru că aici specifică și Consiliul Județean. Deci așa spune aici. Să prezinte odată cu propunerea de preluare a sectorului de drum, calendarul de execuție a lucrării și obligațiile în vederea respectării. Păi noi avem un calendar făcut pentru lucrările astea. Păi noi nu mai preluăm. Practic așa cred eu, nu? Preluăm. Dar avem un calendar făcut. Dom'le, începem să depunem proiectele, începem peste 2, 5, 6 luni de zile. Cât va derula calendarul? Ce? Cât prevede? Ce este? Cum este? Că dar nu? Așa și spune. Deci ei sunt de acord, total de acord. Și au spus și specific aici foarte clar. Deci, care este calendarul? Deci noi când îl propunem, adică propunem în 5 ani să-l terminăm, îl terminăm. Ce obligații ne luăm dacă nu terminăm?
Ne jucăm, adică... Trebuie să-ți răspundă cineva pe ceva de noi, vorbim. Păi da, cine să răspund? Spuneți, doamne. Da, vis-a-vis de termen, de ce s-a mers pe 5 ani? Contractele de finanțare care se fac cu Ministerul Dezvoltării, perioada lor este între 3 și 4 ani. Și am luat în calcul și perioada de organizare a licitației, care poate dura o jumătate de an sau un an, dacă sunt contestații. Dar de ce să luăm noi perioada cea mai lungă? De ce nu luăm 3 ani? Deci contractul de finanțare cu Ministerul Banții este de 4 ani. Doamne, eu știu că cu Ministerul Dezvoltării s-a făcut acum proiecte care la noi ne-a dus pe cop, că s-a zis că domnule, e consilier personal. Ba, consilier personal când face proiecte, consilierul personal a trecut după aia la primărie pentru că face proiecte. Noi deja am pierdut proiectul. PNADL, da? Nu, pe PNADL. Păi sunt alte primării care au depus. A fost termenul în februarie. Nu s-a prelungit. Păi nici n-am depus la termen măcar. Cum să nu depunem? Am depus, domnule. Când ați depus? Pe PNADL s-a depus. Când? În ce perioadă? Când am depus ultima zi de depunere? Când a fost? 17 martie, cred că a fost. Păi și, păi da, a fost... Am depus în martie pentru că s-a mai prelungit. Dar lăsați-mă un pic să vă explic. Grupul ăsta de GEU, da? Noi vrem să prindem un proiect pe care l-ați aprobat în Consiliu de 6,3 km pentru Tuta. Acum s-au stabilit străzile. Noi, ca să putem să-l băgăm în acest proiect, trebuie să-l avem luat de la Consiliul Județean. Să-l preluăm. N-am zis nimic. Dar eu am deci zis și obligația asta. Când depune... Păi obligația noi trebuie să-l asfaltăm. Noi am aprobat, nu ați depusat. Noi am aprobat în ședință, anul trecut, mi se pare, proiectul de asfaltare a străzilor din Tuta. Având proiectul depus, s-a încercat să încearcă preluarea drumului județean și inclus în acel proiect. Și atunci acolo... Temporar, că după ce îl asfaltăm, îl trecem înapoi. Dar acel proiect poate să fie, deci sunteți sigur că va fi aprobat? Păi dacă am depus anul trecut și nu s-a luat în calcul până acum, mergem pe alt proiect? Păi dar trebuie să ca să facem alt proiect. Așa se menționează, nu? Ca să putem să depunem pe alte proiecte. Deci înseamnă că proiectul ăla anterior nu mai este până acum. Nu s-a terminat analiza nici la ce am depus noi până acum. Deci toată țara asta se analizează. E perioada de evaluare la Minister. Păi deja în unele... Deci cine a avut dosarul complet, eu vorbesc în știință de cauză. Cine a avut dosarul, deja au primit în știință primările ca să facă acum, iar din nou, o evaluare. Adică, ceea ce a fost emis până acum. Numai informativ, ce vrea să facă, cât ar costa și tot. Acum urmează perioada de devizului practic la mare, ca să poată să fie transmisă în calcul. Deci cine a fost luat în considerare? Cine nu a fost luat în considerare, obligat când a primit de la Ministrul Dezvoltării ca să depună de acum în continuare actele necesare. Nu știu, eu n-am auzit și chiar nu știu și de la alte UATM-uri că au primit așa ceva. Încă se evaluează. Poate bănuiesc pe alt program de finanțare, vorbiți. Că așa am primit și noi, că s-a depus Căminul Cultural de la Tuta, s-a depus cererea de finanțare și da, așteptăm să vină acum la evaluare. Deci vorbim de alte programe, dar pe PNDL nu s-a primit nimic. Bine, o să... Deci eu deocamdată nu vreau să aduc, dar o să menționez la momentul oportun, că nu vreau să zic acum că, domnule, vezi că primăria cu care este în stadiul ăla. Da? Am să menționez la un moment dat, domnule, uitați care este situația, ne-am contrazis degeaba. Pentru că proiectele noastre, câte proiecte am avut noi pentru Ministrul Dezvoltării? Câte am depus noi? Patru. Patru. Din patru, câte credeți că o să fie aprobate? Dacă am depus noi pe 28. Dar nu au calitatea să spun eu. Mai aveți și ceva de adăugat dumneavoastră. Vor fi aprobate. Deci mă presați, domnul președinte, da? Te stresezi? Nu. Păi mă stresați. Atunci le mai presați. Nu, mai lasă și pe un program. Nu, mai. Păi atunci lăsăm în continuare discuțiile și... Mulțumesc. Deci, da, doamnelor și domnilor consilieri, m-am ascultat cu atenție și speech-ul colegilor mei și antevorbitorul meu. Deci mie, personal, mi se pare puțin cam incorrect. Adică de ce spun că mi se pare incorrect? Pentru că nu este aici domnul Forcoș la această ședință ca să ne spună mai multe despre acest drum, în speță. Cei de la Consiliul Județean Bacău spun că este de acord. Deci serviciul public județean de drumul Bacău spune că este de acord. Așa.
cu preluare temporară a sectorului de drum DJ112, la kilometru 1+628, la kilometru 6+750. Deci asta înseamnă un calcul, la un calcul rapid, deci 5,122 metri. Bun. Trebuie specificat că acel sector de drum nu are lungimea de 5 km, da? Se vor asfalta, ca să înțelegem, se vor asfalta și drumurile adiacente, da? Adică cele care sunt. Străzi, vă rog. Eu vreau să întreb, așa, dar bănuiesc că nu are cine să vă răspundă, pentru că nu știu, doamna, nu știu dacă poate să ne spună. Bună, doamnă, nu să vă întreb dumneavoastră. Spuneți dumneavoastră, cu ce fonduri facem acest drum? Deci, prima întrebare. Cu ce fonduri facem acest drum? De unde luăm? Pentru că din primărie, eu vă spun sincer, dacă se scurge cumva din această primărie, mă voi opune vehement. Una la mână. Proiect. Exact ce a spus colegul meu. Îl susțin, susțin ideea. Pentru că, dacă facem ceva să ne asumăm în speță noi, Consiliul Local, eu vreau ca să facem pe o perioadă de 3 ani. Până la finalizarea mandatului, avem timp suficient, suficient, ca să terminăm acel sector de drum și alte sectoare. Dar dacă începem, deci am început cu ce bani, după ce se va termina, să spun, nu știu dacă în proporție de 90% și mi-ar fi putărie ceea ce spun, că nu se va face, vreau să spun când demară lucrările și în dâmpul Troturi sau în Ișoara, doamnă. Eu vă răspund ce știu. Vă rog, răspundeți-i, că după aia mai am o întrebare. Da, eu răspund ce știu. Știu că s-a depus pe PNDL în vreme proiectul modernizare drumul local în satul Cuc, așa că ce mai știu? Știu că acest drum județean de DJ112 a fost al nostru drum comunal 128, cu aprobarea Consiliului Local s-a în 2012, s-a aprobat trecerea la județ, în drumul județene. Acum, pentru faptul că și acest tronson de drum din centrul satului, nu vorbim de ce este asfaltat în tuta, e nevoie să fie asfaltat, este o cerință, orice proiect depus de UAT trebuie să fie în domeniul lui, bine, privat sau luat în administrare. Și de asta s-a propus tronsonul. Dar cei de la județ nu pot da să rupă un tronson. Într-adevăr, drumul ăsta județean de la punte până la limita Coneștiului este 5,5 km. Sau scrie în... Trebuia aduse hotărârea, trebuia făcut un istoric acest drum ca să înțeleagă, pentru că s-a trecut drumul județean într-o altă perioadă în care dumneavoastră nu erați consilier și nu știți. Trebuia făcut un istoric de cum s-a pornit. Și acum în adresă, eu n-am văzut adresa, intuiesc că asta au vrut să spună cei de la Consiliul Județean, că se dă în administrare pe o perioadă. Pentru faptul că Oneștiu, drumul ăsta DJ 112, este și cu zona pe Oneștiu. Oneștiu nu vrea să-l dea înapoi la județ. Și cei de la direcția județeană... Nu vrea să-l dea înapoi la Oneștiu. Nu vrea să-l lasă la județ. Atunci cei de la direcția județeană au spus, domnule, dacă noi nu putem să rupem, să fie drum județean până la Hotar. Așa au găsit o soluție ca să ne-l dea nouă pe o perioadă temporară, să ne facem treaba, să-l asfaltăm și după care să-l dăm înapoi celor de la județ. Așa cred că au funcționat ce sunt adresa. Sau în perioadă, dacă e necesar. Deci, repet, fondurile sunt, dacă se aprobă finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, Ordonanța 28, depus la minister, dacă nu, cu fonduri proprii, nu știu, nu pot să vă răspund de unde se va face. Pe Târgu Trotuș, lăsați-mă să vă răspund, pe Târgu Trotuș, proiectul care a fost de, trebuia depus pe fonduri europene 722, nu s-a depus, s-a depus tot pe PNDR, pe Programul Național, de nu s-a depus cum a fost sub destinația inițială, nu s-a prins finanțare pe 722. Și așteptăm. Așteptăm o nouă deschidere de sesiune să-l depunem. Proiect doar e valabil, doar actualizat de vizul la termen. Doamna, scurtă întrebare, dacă permiteți. Dumneavoastră, ca șef de rol urbanist, dumneavoastră știți exact ceea ce se întâmplă în această comună. În momentul în care noi am depus acest raport pentru acest drum, bănuiesc că trebuia făcut
și un studiu, sau un test studiu de fezabilitate. Nu, Mitelu, v-am răspuns, eu atâta știu. Nu mi s-a adus la cunoștință, nu pot să vă răspund. Nu știți, doamne. Nu știu, doamne, nu știu. Întrebați pe doamna secretară. Doamne, reformulez întrebarea. Deci dumneavoastră nu știți ce valoare are acest lucru? Nu, domnul Mitelu. Cine ar putea să ne dea? Doamna secretară. Doamna secretară. Valoare, ca și de investiții. Ce valoare s-a depus la anexa, în anexa 3 la ministru? Valoare estimativă. Ăla e anexa 3 cu... Valoare estimativă, da. Dar pe 6.000 de kilometri ăla. De unde să scoate acum cât de emoționarea nu, păi pe proiect, pe valoare totală. 3 km la total. Da, deci proiectul depus pe minister nu este numai pentru un zonul de DJ. Este pe toate drumurile vicinale din satul Tuta. Deci s-a depus un proiect de 6,3. Deci unde e acel proiect de totul? Care l-am avut în urmă? Doamne, noi acum am spus acel proiect. Noi acum preluăm drumul de la Direcția Națională, Direcția Județeană de Drumuri Publice. Da, de la serviciul Direcției Județene, de la Bacău. Și luăm în administrarea noastră. Ei, acum eu nu mai pot ști. Atât timp cât am luat acest obiect... Ai, nu mai avem pentru că am sărit de pășină. Deci, noi aprobăm acum să luăm ieșirea din Onești până urcarea la DN12. Asta, aprobăm. Printre care ne-am propus să asfaltăm și bucățica aia de la intrarea în Tuta până în centru. Asta e tot ce aprobăm noi. Dar noi aprobăm preluarea temporară acestui drum. Și pe urmă vor continua discuțiile cât și ce și cum și ce proiect și pe ce faci de siguranță. De asta e logica. Așa omorâm copilul când nu mănâncă din... Doamnă, vă rog frumos specificați de urmă că și antrevorbitorul meu și eu le susțin cu tărie acest proiect să fie luat pe o perioadă de 3 ani, exact pe perioada mandatului nostru. Pentru că avem timp suficient. Este suficient 5 ani. Și în momentul în care... Supunem la vot dacă sunt de acord. Și în momentul în care, l-am luat, noi trebuie să-l administrăm. Deci noi trebuie să... Deci până acum ce n-am trebuit? Nu noi l-am administrat? Păi l-am administrat... Păi foarte bine, l-am administrat de zăpezeam și nici nu puteam deduce cheltuielile. Păi și cheltuielile. Păi județul nu trimite. Uite și vine intervenire peste tine, tu trebuie să intervii. Cine intervii? Sărb peste chestia asta, că deja aici m-am uitat și am zis că ar trebui corectat de dumneavoastră, că s-a uitat. Deci, mă rog. Nu mai... Deci, cu povestea cu Târgu Trotu și Vișoara, deci nu știu nimic. Asta, deci, au rămas... Deci, așteptăm de la deschiderea unei noi sesiuni. N-a rămas. Proiectul este... Este blocat pe site-ul. Când se deschide sesiunea... Mai vedem. Da, bine, mulțumesc dumneavoastră pentru răspuns. Da. Mai are cineva ceva de adăugat? La ce să trece un blocat? Spune-mi la postul. Domnul Urban. Eu am o nelămurie din părinte. De ce este neconcordanță? Depind de ce raport de specialitate, expunerea de motive. Deci, grada comunei Târgu Trotu, din Fazanul s-a apetutat, drumul județean DN, drumul județean 112, se face legătura între DN12 și Hotra Onești, de 3,3 km, de 8,40 metri. Aici, în raport de specialitate. Păi da, toată e porțiunea neasfaltată. Nu, nu are, nu se așa. Dar de unde e care este balastrat. De la Vienina. Are o porțiune care. Deci lungimea... Asta e total greșit, domnul Bagăr. Drumul ăsta 1-2 este de la bibliotecă până la... Spuneți de acord, mă refer la cei care întocmez raport de specialitate, expunere din motiv. Puneți-vă de acord, nu dați date eronate care să ajung mai departe și ne trebuie cu noi cu cartar de Consiliu că votăm ceva eronat. Asta am auzit. Da, așa spune. Este, nu-i corect. 3,8. Dincolo însumat de la kilometru 1, da. E lungimea de 5.122. 5 da. Km fără 22 de metri. Până la 3.000, până la 3.140, o diferență. Probabil aia 3.000 ori fi asfaltat. Deci distanța totală e asta care am primit răspunsul de la... Dar se regăsești în partea de jos a... Ai 3 km și ceva.
distanța totală este 6,750 de metri, în care o nici rămâne exclusiv. Și ar trebui luat de lungime, pentru că trebuie văzut cât am preluat. Cât am preluat, atât a luat temporar. Că noi asfaltăm o lungime mai mică, e problema noastră. Dacă nu putem să luăm numai lungimea din centrul satului, luăm tot în administrare pentru 3 ani. Deci eu sunt total de acord. Nu mai pot să sunt de acord. Sunt superior. Eu sunt superior de acord. Numai cu perioada nu sunt de acord. Sunt total de acord. Le luăm înapoi. La perioada. Pentru că perioada, dacă o lucim... Să mai poate face scrieri la cuvânt, domnul președinte. Da, domnul președinte. Domnilor, o întrebare. Ce vrem să votăm aici? Perioada cât administrăm tot drumul sau perioada cât asfaltăm bucățica asta? Noi acum am intrat în niște discuții care nu cred că și-au rost acum. Noi votăm preluarea drumului de la Consiliul Județean, deci Direcția Drumului Județene, la în administrarea noastră, Consiliul Local. Bun, și asfaltarea e alt proiect. De urmă vine. Da, e așa, spune nimeni, că ne certăm degeaba, bacă, asfaltăm, bacă, nu. Noi votăm perioada cât preluăm în administrare. Perioada, dar trebuie să știm și perioada. Perioada, termenul, 5 ani. Păi, dar așa trebuie să ai minim 5 ani de zile ca să poți să... Și din cadrează un proiect. Asta și nu ne mai specifică perioada, că trebuie neapărat 5 ani. Eu asta nu înțeleg, deci nu sunt... Să punem la vot, domnul Iurca. Cine este pentru? Pentru la ce? Pentru mai mare. Sub forma inițială, eu am făcut cu 3 ani de zile. Cine este pentru, domnilor? Cine este părerea ta, domnule? Să vedem cine vrea pentru 20 de ani, adică să nu se facă asfaltul acum, în perioada asta. Nu, votăm în forma inițială proiectul, cum l-am votat la ordinea de zi. Cine este pentru? Atunci nu. 12, da? Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Trecem la următorul proiect. Pentru că o să iată mandatul nostru și atunci nu o să fie exemplat cu asta. Ne-am abținut pentru motivul ăsta că este perioada lungă. 3 ani. Eu am găsit 3 ani de zile. 3 ani de zile este iată succes. 3 ani și 3 luni. Motivul a fost că m-am abținut din cauza că perioada lungă. Și dacă va fi asfaltat în administrare, dezăpezire și curățare... Tot noi trebuie să facem... Nu facem pe perioada asta. Asta iarna am plecat la 5:30. Deci nu este niciun impediment să luăm înapoi. Pentru mine. Pentru mine este perioada. Da? Deci perioada. Este la ordinar de mult. Adică alții fac proiecte într un an de zile noi de bune pentru vorba de bunie. Domnul Iurea. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare în loc mic în vederea vânzării imobilului. Teren și construcții, rezervorul de apă, ce aparține domeniului privat al comunei Gărbu Grotuș, prin procedură de licitație publică. Inițiator? Nu este aici. Haideți să explicăm despre ce este vorba. Bazinul de apă de la Rotuș. Concesionat. Este concesionat. Concesionat, nu e privilegiu. De ce perioadă e concesionat? Nu, aici este vorba de proiect de valoare de 2000 de vânzări imobile. Păi da, dar este... Dar e la ora actuală, este concesionat. Și știm pe ce perioadă avem concesionare făcută la... Pe 49 de ani. Așa este. Și din moment ce ei nu-și dă acordul să cedeze concesionarea... Vă rog frumos să ne puneți întrebări, că nu cunosc în spatele la raport. Vedeți că în spatele raportului la hotărâre este un adresat de la Protuștex, prin care v-am citit o acolo de ședințe diverse. A fost citit adresa de la Protuștex. Da, să se soare de aici. Prin care ne cedeți Are cineva ceva de adăugat la acest proiect? Să spune doar atât că am discutat pe comisie, poate, dar... Să am discutat pe comisie. Pot să iau 2 secunde așa.
Deci mai trebuie și noi. Domnul Rinu. Și domnul Rinu. Nu, aceeași treabă vorbea. Da, bine. Domnul Rinu de vorbe. Întrucât, domnilor consilieri, întrucât la ședința de comisie am discutat această fabrică, Trotuș Tex, așa spune clar, că ei au solicitat cumpărarea terenului. Eu o să fiu de acord, voi vota pozitiv, pentru că întrucât ceea ce se face benefic pentru această comună și ne aduc o grămadă de bani și locuri de muncă, contribuie și la infrastructura noastră a comunei, la dezvoltarea comunei, eu am să votez pozitiv și vă spun sincer că nu avem niciun obiect. Adică sau nu avem niciun motiv ca să respingem ceea ce au cerut ei. Ba din contra. Atâta stăm și punem o, să spun, o taxă mică, să ia concesiune, mai degrabă îl vindem și e ok. Mulțumesc. Domnul Dumnezeu, contribuiesc. Deci supunem pe 49 de ani perioada de concesionare. Și văzând și evaluarea asta la niște prețuri care eu, sincer, cu 9.000 de euro nu văd să poată să facă cineva un bazin de asta, indiferent dacă are 70% sau când spun ei, uzură. Nu mai punem terenul ca suprafață. Nu știu de ce nu păstrăm chestia bazinul să-i li plătească concesiunii, taxe sau ce plătesc, ești de ce să-l vinde. Pentru că tot ei, sigur, când 40, 99 de ani sau cât au... Domnul, de pe am înțeles, eu vreau să facă investiții acolo, să schimbe bazinul, să-și facă un bazin modern. Păi și atâta timp cât știu sigur că 49 sau cât ani, 99 de ani este, eu nu văd care este beneficiul primăriei. Care e diferența? Tot ea lor, tot 49 de ani, eu sigur că e prin contract... Poți să facă investiții. Probabil. Dar... Nu știu dacă e normal. Timpul mandatului de dezvoltare cu concesiunea, el trebuie să-și îngrijească bun. Să îngrijească, dar nu să facă alt. Nu face alt. Acum vrea să-l ridice. Adică pentru mine este două puncte. Adică prima de evaluare. Eu personal, cu o persoană, chiar dacă nu societate, cu 9.000 de euro, nu știu dacă poți construi. 10.000. Sau, mă rog, 9.800 de către 9.900. Și cu TVA vine 12. Așa, și plus terenul aferent. TVA-ți un rezervor de 10 metri cu bipolie terenul este vreo 2.500 de euro. Așa, deci s-o cortiți și metri cât sunt și... Na, atât am avut de spus. O să intervin și eu, da. Cunosc Trotuș Tex, are depus la ISU o documentație de obținere a autorizației securitate la incendiu. Și așa datorită așa. Faptului, eu n-am citit raportul, de asta la ce v-am spus, vă spun ce știu eu, pentru că au un termen limitat ca ei să asigure o rezervă intangibilă pentru muncitorii din... sunt condiționați să-și facă un castel. Asta a fost și motivul pentru care am găsit soluția în anii de urmă să le închiriem acest rezervor. Probabil cei de la ISUL i-au condiționat din nou că rezervorul să-l refacă, să-l mărească, să-l... cu toate că și pe concesiune se poate obține autorizație de modernizare, pentru că dreptul real de proprietate este actul, concesiunea, superficia, etc. Deci, dar nu cunosc motivul, deci nu cunosc speța, doar vă spun ce știu, că trebuie să obțină urgent autorizație de funcționare de la ISU. Și probabil de asta solicită și... Da. E cineva de la Trotuș Tex aici? Să ne spune ce e vorba? Nu. Eu am părerea că domnul Andreiață nu poate să vină asta. N-am ce să... Deci zic să aprobăm proiectul ăsta. Da. Eu... Domnul Jeff. Deci domnul Văca. Nu. Eu consider că condițiile care le spus și doamna ingineră, firma respectivă poate să facă și investiții cu acordul nostru. Poate să rămână în continuare în concesiune. Valoarea de 10.000 de lei, cum zicea și 10.000 de euro, cum zicea și domnul Dinu, este o valoare mică pentru că prețurile în zonă nu mai sunt
cele care au fost anterior. 1.000 de... 10 prăjini pot să vin cu 20.000 de euro. Noi vindem cu 10.000 de euro. Plus bazin. Plus bazin, plus... Eu zic că să rămână în continuare concesiune. Da. Deci problema în mintea mea e așa. Ori rămânem concesiunii și primim chiria respectivă, ori ne oferă un preț care să ne mobilizeze să-l vină. 10.000 de euro trec imediat prin buget și mâine nu mai ieși bine. Ori ne motivează. Cu banii aia putem să începem un cămin cultural, ceva, ori rămână cu mulțe și cu asta în asta. Nu am nicio poză. Rezervorul ăla, nu știu dacă... Da, rezervorul este la instrumentul. Ei trebuie să-și cumpără la un OMR sau de toamnă, trebuie să-și cumpără la un șasărie care are rezervorul. Nu știu cât merge totul. Din ce mi-amintesc, este vreo 840 de metri pătrați suprafață de teren. 500 este... Este limita de intramural, deci chiar pe jumătate. Și el, de acolo, era decât era ferma de vaci, făcut ei degradat. Pompele sunt... Eu aș vrea să ne înțelegeți. Poate ar fi bine. Poate ar fi bine. Cineva de la Proviște să își pună punctul de vedere de ce poate să facă investiția cu, adică noi suntem de acord, dar să își pună punctul de vedere. Degeaba am lăsat să-mi concesiune, că eu nu pot să-mi fac din cauza asta, din cauza asta, din cauza asta. Să nu mi-a spus după ce zici. Și încă un lucru. Evaluarea cine a făcut-o? Doamna. Deci, a fost reprezentat un om de ascultați un pic. Așteptați. Aduceți un pic, doamne. Deci, eu vreau să vă întreb. Dumneavoastră ne-ați reprezentat pe noi. Am citit în raport, da? Cum să spunem așa ceva pe raport, așa spune că dumneavoastră ne-ați reprezentat. Păi așa spune. Că ne-ați reprezentat dumneavoastră cu evaluatorul, ați fost la fața locului, așa am citit. Dumneavoastră ați reprezentat primăria, da? Dar nu asta mă interesează. Mă interesează evaluatorul. Care fac partidele pentru că cine este evaluator? Păi evaluatorul, dar știți ce are acolo? Are acolo autorizație 2016 numai. A, pe 2017 nu uitați să-și mai iei. Păi, dar nu știu, așa specific mai greu. Deci el, așa spune aici, evaluatorul. Uite de acolo, pe hârtie 2016. Nu știu acum care sunt acestea. Uite, valabil până anul 2016. Pe ce e asta? Domnul Gureanu, să nu uităm că jumate din tuta lucrează acolo. Dom'le, eu nu jumate sunt... din produs lucrează Dom'le, acolo. Dom'le, nu sunt de acord. Eu sunt total de acord. Sunt niște treburi care... Gândiți-vă la viitor tineretul care sunt acolo. Eu nu am zis așa ceva. Eu am zis, iar înțelegeți greșit ca cu drumul. Adică eu nu sunt de acord, eu sunt perfect de acord și cu drumul. Dar să-l fac în termen scurt. Eu sunt de acord perfect și cu ei. Da? Deci sunt de acord. Dar are o expunere de motive. Dom'le, din cauza asta nu pot să fac dacă este în... ca să știm și noi, adică să nu votăm la prost. Eu asta zic, că eu sunt de acord. Dacă nu obțin bazinul, mă, dar nu înțelegi, dumneata, nu înțelegi cum să-ți spun. Eu sunt de acord. Ce mai vorbeai? Cum adică? Dacă eu spun că sunt de acord, numai să-și spună punctul de vedere. Dom'le, este în concesiune. Nu pot să-l fac în concesiune. Pentru că nu-mi dă dreptul ăla. Dar uite cât costă investiția. Costă 28.000 de euro ca să schimbi bazin. Cu instalația aferentă. Păi da, și dacă noi nu-i dăm de aici. El cum să face investiția ca pe teren? Dacă noi nu-i dăm de aici. O întrebare. Aveți la Cruci firma aici, a cumpărat și costa fabrică. Și acolo au trei studii de apă. Și au verificate că au fost fabrică de apă minerală. Deci motivele astea mi se pare ieftine. Vale o chit fabrică și pleacă 500 de bani. Hai să fim serioși.
tocmai. Și de ce nu-și face bazinul? E clar, domnilor, are contract de închiriere, nu de concesiune. De 10 ani. Normal, cum vrea să pun. Vezi? Asta trebuie menționat. Dom'le, eu am închiriere, nu-i concesiune. Cum avem noi, de exemplu, dispensarul cu tot păi asta este. Să punem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Pentru cumpărare. Da. Să tu scoate la licitație, nu-i pentru cumpărare. Da, pentru de pomană. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pe cum sunt 10? Și eu am votat pentru. Încă o dată. Mai puneți o dată ca să nu mai... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și este două împotrivă? Abțineri? Și abțineri, Văcaru, Dinu, Șpagă și Cernea, da? Nu m-am împotrivit. Sunteți împotrivă? Da, ai spus, da. Domnul Goagă, împotrivă, da? Cernea, da. Nu-s de acord cu valoarea. Întâlniți cu Părești, împotrivă sau abțineri? Împotrivă, da? Împotrivă. Dar eu am specificat de valoare, domnul tot ne-a luat nouă. Nu ne-a luat. Nu ne-am luat. Și domnul Văcaru și Dinu v-ați abținut, da? Da, ai citit raport. Primul ia cerut de valoare. Deci noi am cerut de valoare. Primăria. Aici scrie despre de clar pe raport. Noi am făcut primăria. Ai fost tu? Păi, băi, dar tu ai citit raportul. Ce ai zis? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Târgu Brotuș, a imobilului teren cu destinație de vreun colector servitute cu lungimea de 700 metri lineari. Puteți să ne... Este vorba despre drumul de la Elmac până la... Da. Deci, drumul ăsta colector este paralel cu DN12A. Conform propunerii aprobată în 2009, prin hotărârea Consiliului Local 42, când s-a aprobat PUG-ul, primarul Anton Dumnezeu Sărierte a dat o declarație ca cei de la drumurile naționale să ne poată da avizul de la drumul național și să ne treacă PUG-ul, a spus că se obligă să facă aceste drumuri colectoare. O declarație care există la dosar la drumul național de Iași. PUG-ul s-a aprobat, zona Zăvoi, Intravilan, știți, până la limita cu Găleanu și Rogoaze, până la limita la Troița, acolo este în intravilan 50 de metri din asul drumului. Acum avem nenumărate, datorită faptului că drumul este în intravilan, oamenii vor să construiască. Prin certificatul de urbanism, li se solicită drumurile naționale, ca așa cere legea. Ajung cu documentația la drumul național, drumurile naționale spune, păi nu putem, pentru faptul că primăria nu a deschis drumurile colectoare, pentru că nu mai ai voie să faci intersecții de drumuri în dreptul fiecărei proprietăți. Intersecțiile de drumuri conform OG43, acum se face la 9V. 9V fiind viteza admisă în zonă. Și s-a, prin PUG și prin planșele care există la documentația PUG, planșele avizate de drumuri, intersecția este pe la Elmag, ieșirea este pe la, dacă vedeți, pe la Liviu, Autoliv. Da. Deci nimeni, dacă oamenii mai intră pe zona asta de drum, pentru a fluidiza, probabil de asta și legiuitorul prin ordonanța 43 a creat aceste drumuri colectoare, pentru a fluidiza traficul zona de intravilan, a considerat că este necesar să facă aceste drumuri colectoare de o parte și de alta a DN-ului. Avem cereri prin care n-am dosarul aici. Eu am făcut o corespondență de două ori cu proprietarii din zonă care au terenuri acolo. Zăvoi a fost pus în posesie în 91 de primăria Târgu Ocna, că nu se știau limitele exacte administrative. Ulterior, prin hotărâre de Comisie Județeană, s-a trecut terenul Zăvoi în suprafața Zăvoi la noi, implicit am preluat și titlurile și terenurile
puse posese de Târgu Ocna. Oamenii vor să construiască, nu pot să construiască pentru că nu obțin avizul de la drumuri și am vorbit cu cei de la drumuri Iași și mi-au spus, doamnă, sunt două soluții. Ori îl creați și îl treceți în domeniul privat, îl înregistrați în cartea funciară și le dați oamenilor extrasul de carte că este creat drum, ori faceți o documentație și îl creați cu, prin proiect, cu avize, cu, care costă, domnul primar s-a interesat, costă de ordinul a 10.000 de euro documentată. Și am găsit soluția asta să-l creiem. Am s-a mers cu un utilaj, s-a mai rupt puțin din zona, din tâmpul ăla de acolo. Da. Și s-a creat o porțiune de 4 metri. Nu am afectat proprietățile oamenilor ca să... Da. Nu am avut contestații la adresele corespondența care am făcut-o cu cei din zonă. Am considerat în prima fază acum că avem solicitat mai mult pe zona asta, zona Elmag, unde deja este creată o intrare și o ieșire. Și am zis să propun să se ateste la domeniul privat, să-l înscriem, după care să ajutăm oameni să-și facă investiții pe zonă. Că implicit venind investitori, creând un drum, vin investitori, ne dezvoltăm. În ideea asta am și introdus în zona Rogoaze și zona Zăvoie în intravilan pentru a dezvolta comuna asta foarte bine. Am avut oameni, am avut cazuri în care au făcut pus. Deci au cheltuit o groază de bani, am avut un investitor care a vrut să facă un depozit de colectare fier vechi și pentru faptul că cei de la drumuri naționale nu i-au dat avisul, că n-am avut, a plecat din zonă. Și acum pe zona asta iar au mai apărut investitori. Ar fi bine să vorbiți cu proprietarii și drumul ăla să fie nu de 4 metri, măcar de 6 metri. Nu putem. Nu putem, că asta ar trebui să intrăm în despăgubiri, pentru că le luăm în dreptul lor de proprietate, intrăm în alte... Dar ce nu poate să doneze 2 metri în față? Trebuie să facem o procedură prin care, ca să mergem la fiecare în parte, exact cum s-a făcut la noi, și semnează fiecare, că și în favoarea lui. Deci asta nu este numai pentru comună. E și în favoarea lui. Fiecare proprietar de comună acord, pe baza unei hârtii, dă angajamentul că el mai donează 2 metri din porțiunea lui. Eu am avut, deci am purtat discuții cu nicio formă. Nu, omul ține la proprietar. Cu toate că legea spune dintr-o proprietate 30% trebuie să... Nu știu exact care lege și ce articol, dar 30% din proprietate trebuie să-ți o aloci căilor de comunicații. Adică el dacă ar ceda o porțiune, nu i-ar lua nimeni terenul. Ar avea cotă indiviză, terenul tot al lui, dar avea cotă indiviză din drumul ăla. Deci, păi asta am vrut, că la un moment dat când se face... Stați-vă, domnul Muream, luați cuvântul când vi se dă. Mai are ceva de adăugat, domnul. Doar de cuvânt. Domnul Sfărge. Domnul Gurea, nu aveți posibil. Domnul Boagă. Mai e cineva? Poftim. Referitor la ce s-a spus cu lărgirea drumului, ar trebui pe viitor, în momentul când cere investitorul respectiv autorizat de construcție, să-i se impună amenajarea gardului la o anumită distanță față de drum. Cine? Deci, conform tot ordonanței 43, sunt aceste distanțe sunt reglementate. Ordonanța 43 așa spune. Amplasarea gardului se face la 13 metri din axul drum. Vorbesc numai de zona de extindere intravilan. Amplasarea construcției în proprietate se face la 30 de metri din... Legiuitorul a făcut chestia asta tot în ideea de a se lărgi drumurile. Deci să nu afecteze zona lor de protecție. Se spune că zona lor de protecție este din axul drumului până în limita proprietății, adică până în gardul omului. În intravilan nu sunt distanțele astea. Deci, noi am luat în calcul nici să nu afectăm proprietatea oamenilor și să respectăm și această distanță de 13 metri până în limita gardului posibil al omului, că acum un singur gard este pe Zăvoi. Și ăla l-am luat și l-am condiționat, când au început să-l facă, să ducă la omul a dus mai mult de 13 metri în adâncimea proprietății. Da, și o altă problemă, să poate ca acest drum să fie dat în administrarea proprietarilor pe zonă. Dar dacă e domeniul, n-ai cum să-i domeniul privat. Domeniul public
ăla îl proprietărești? Păi nu l-a proprietărești, să-l întrețină. Ia, nu ne mai... Păi unul să-l hațină, cum am avut noi și unul. Ce facem atunci? Este interesul lor. Nu, nu. Este pe ați auzit? Da. Nu-i mai lasă poliția. Deci nu te mai lasă să mai intri cu căruța să-ți faci, să te afectezi circulația. Da, cei care tranzitează, cei care sunt circulitare în zona, ar putea să-și întrețină ei drumul, să-l amenajeze. Mai cum unul vine cu căruța. N-ai citit proiectul de hotărâre ce scrie acolo, dar trece la... Păi și atunci, cum poți să zici asemenea? Mă aderați. E o investiție în plus pentru comun. Deci și dacă nu investim, cum să vină omul să-și construiască acolo? Ce nu, acolo da, orice zonă introduce... E datoria primăriei să-și facă drumul. Dacă se introduce în intravilan o zonă, primăria este obligată să facă drumul, să facă rețele de lumină. Păi dacă nu o să vină noi lumină, cum poate să s-o obțin la aprobare și din partea ireului, deci dacă nu avem posibilitate. Deci nu avem posibilitate. Mai recent, ireul nici nu îți mai dă voie. Tu dacă vrei să pui stâlp, stâlpul nu ai voie să-l amplasezi în curtea ta, trebuie să-ți rup din gardul tău 2 metri ca să poți să amplasezi stâlpul. Deci stâlpul trebuie să rămână în afara proprietății. Pe domeniul public. Pe domeniul public. Păi și la 4 metri, unde îl mai pui? Domnul Gorgi. Da. Cuvântul care l-a avut doamna Bozon, a identificat că acest drum colector ar fi de la societatea Euma până la autorii de acolo. Pe parte. Deci, stânga-dreapta, n-a. Da, stânga-dreapta. Nu, drumurile colectoare, eu am pus acolo kilometri. Dar planul de situație nu trebuie cu stânga-dreapta. Am făcut numai zona de unde se propune acum introducerea în domeniul public. Privat, pardon. Dar noi ar trebui să facem drumurile colectoare și pe o parte și pe alta ADN-ului. Bun, și acum, dacă tot ne cramponăm la orice proiect de hotărâre, nu trebuia să treacă și cel la, cum spune clar în raportul nostru aici semnat și parafat, stânga-dreapta, deci și pe partea stângă. Și pe partea cealaltă. Către Târgov, mă refer. Știți de ce? Acolo, una, a considerat, nu sunt, n-am cereri pe zona aia, n-au fost cereri, solicitări, cum au fost pe zona asta, nu sunt făcute intrările și ieșirile, și doi, există gardul Bogdan ăla din Mor. Așezată de-a lungul șoselei. Deci gardul, fundația, și ăla are o fundație Timor ăla acolo, care e la 5 metri de alțul drumului. Dar eu cred că ar fi și în interesul lui, că ar putea să parceleze terenul și ar putea să-l vândă. Deci eu asta nu înțeleg. Deci ei o să vină la noi ca să le dăm aprobare pentru construcție și nu o să poată pentru că nu este suficient spațiu de a parcurge terenul. Deci eu am făcut, dar v-am spus la început, am făcut corespondență doar cu cei din zona asta unde am avut solicitări. Bun, și noi deocamdată votăm porțiunea respectivă de lucru. Dacă o să mai fie solicitări. Când o să fie, o să propun. Dacă votăm de trecut eronat, aici stânga-dreapta. Am trecut în, da. În raport? Da. Treapta cum te duci, spune iar unii. Nu, spune, nu, nu, nu. Ai un sens, arată și sensul din ea. Doar stânga este, kilometru 100 nu știu cât stânga. Deci, sensul era că... Dar nu-i loc dacă aprobăm totul dată și pentru partea cealaltă. Nu mai să fie de acord proprietatea. De la kilometru 105, mai grav că este cu bani. Stânga-dreapta până la 106 plus 0,85, tot stânga-dreapta. Păi am luat, asta este zona propusă de drumul colectării conform avizului cu... Doamnă, dar deci noi nu votăm în partea cealaltă, pe bani. Nu, noi votăm doar stânga. Atât, păi e scris greșit. E scris greșit, să corecteze. Deci votăm ceva greșit. Deci vot corectăm. Eu aș vrea ceva, adică să se ia totuși legătura cu proprietari. Deci ideea este totuși să se ia legătura cu proprietarii, ca să mai cedeze 2-3 metri, că e în favoarea lor. Nu mai ajungem iar după aia prin hotărâre. Dar nu este, dar de ce nu faci deodată? Că ăla care vine... Se face singur drumul. Când o să vadă proprietarii că zona se dezvoltă, că valoarea terenului a crescut, singur îți mai lasă. Ați văzut cum este, dar nu face deja exact, așa este. Dar dacă îi se explică, spunem la bord. Deci nu rămâne, votez pentru, dar da. Votați pentru, ștergem dreapta, domnul. Păi face mențiune. Păi face mențiune, atunci și cine este pentru? Discrecurăm, așa ar greșeală mereu.
Împotrivă? Abține? Ce-a spus 14 ce-a spus că Andrei, nu, nu, nu. Proiect din votare mai repede. Trecem la următorul punct. Niște cele care trebuie și dar ședință extraordinară, nu are punct de viață, domnul. Așa a fost trecut. Atunci se mai ține pe aici, deal. Corect. Păi e trecut pe ordinea. Haideți, acum data trecută să... Doamne, dăidăm... Trecut pe ordinea de zi diverse și l-ați aprobat. Acum nu înveți. Pentru că avem cere. Avem niște cere. Deci ședința ordinară a fost făcută la începutul lunii și s-a luat câteva cere care trebuie discutate. Dar e în vacanță, așa. Hai, domn președinte, lasă-te. Lasă-te. Treaba pe masă. E în vacanță. Dar asta vreau să ridic și eu, punctul ăsta la diversi, cu calamitatea, cu ce s-a întâmplat. Ai dat cu lumină, n-a dat nimeni, doamnă, telefon la Petru Curent. Am sunat azi noapte și am dat. Aseară la ce oră a stat? La ce oră? Pe telefon, la 12. La 12 azi noapte? Am stat o oră și ceva la telefon. O oră și ceva la deranjamente, o oră și vreo două zile. M-a certat cu aia, i-am dat și numărul și am și mă vizez în țară. O oră și ceva. Nu sunați nimeni la ora 8 aseară. Am sunat la 5, la 6, la 7 aseară. Bun, haideți că asta ne interesează pe toți. Avem o cerere pentru eliberarea autorizației de funcționare a... din partea lui doamna Dogar. Domnul. Domnul. Sau domnul. Da, da, e domnul. Da, așa cheam, pe domnul Dogar de acolo. Da. Este vorba despre magazinul de lângă școală. Bar. Sau pentru bar, ce? S-a eliberat. Pentru magazinare, da, pentru da, bar. Ce vreau? Ce vreau autorizat pentru bar. Legea nu-i permite lângă școală. Există deci, hotărâre de guvern, da? Care... Doamne, am citit hotărârea de guvern. Da, am citit-o. Hotărârea de guvern am citit-o. Da, am urgămintea, domnul președinte, când discutăm fiecare cerere la diversii, întrebați dacă, vă rog mult, dacă da, cineva vrea să dorește să ia cuvântul și să ne expunem... Să te creează ce timp și hotărârea de guvern. Da. Exact. Aici scrie destul de greu. În cinta unităților de învățământ de toate gradele, a căminelor și locurilor de cazare pentru elevi și studenți în cursurile acestor imobile, precum și pe trotuarele sau pe aleile de acces în aceste unități, se interzice comercializarea, ori expunerea spre vânzarea băuturilor alcoolice, a tipăriturilor și înregistrărilor audio și video cu conținut obscen. E primul articol, e clar. Dar nu incită, domnul. Noi suntem din incită sau la parte? E proprietatea omului, domnul. Este lângă scoși. E clar, uite. Alei de acces și... Dar ce are de acces? Alei de zintr-o parte din fața școlii. Ce treabă? Că mai ies oamenii și servesc afară, așa că toate domeniul public servesc. N-ai voi. Dar nu știu, e de acces. Asta nu este specific acolo. Păi, vedeți de ce are autorizația, domnule, de funcție. Autorizația o dată la primar. Și trebuie să-l iau. Era o dată, mă. Deci, domnul președinte. Da, vedeți să vină domnul... Da, primar. Să vină domnul primar la următoarea ședință. Asta este propunerea. Să vină domnul primar, să vină domnul Dogaru să-și expună problemele. Și atunci, probabil, vom găsi o soluție de compromis. Pentru că nu mi se pare normal că... Nici eu, sau nici dumneavoastră, sau nici dumneavoastră, dacă aveți să vină un bețiv să urineze în fața copiilor sau să cadă la lata pe loc. Să fim serioși, da? Deci este o unitate de învățământ, să fie clar. Și pentru totdeauna, nu că să sară cineva, că domnul Văcaru sau domnul Dogaru, nu mă interesează. Dar povestea este așa. Nu vine cineva ca să-și scoată partea care o are, ca să vadă copilul. Aia nu e educația care o să-i copilul. Oameni de ordine, poliție, trebuie să... Poliția nu poate să fie care zis să-i învățească proprietatea. Da, da, da. Domnul președinte. Da, rămâne președinte. Fizat acela jocul, i-a zis domnul primar. Discuția cu el. Deci a zis... I-a zis, i-a zis toată treaba. Asta nu-i corect. Nu-i da, deci cu asta bătă. Să te ia în fața. Da, domnul... Ai fost la cererea următoare. Noi intrăm în altă treabă. Ce facem noi? Construim o casă, bagă în toate? Nu ne fac asumă toate. Asta e treaba primarului. Să-și asumă răspunderea și cu asta... Treaba noastră sau trebuie să o dărăzăm? Nu-i treaba noastră.
Există un regulament pentru eliberarea. Domnul Florin, să-și facă, pentru el e care au autorizația. Nu noi suntem acum, dacă trebuie să se vedeți, să vă încălziți la primării, trebuie să aveți consiliul ăsta, să aveți aprobarea consiliului local, nu. Să vină și atunci o să stăm vigor. Asta este. E o societate comercială cu un statut juridic. Sigur că da. S-a adresat primarul și primarul este îndreptățit ca să-și ia la zi. Și noi societate din nou. Funcționează de 20 ani. Are... Da. Nu, are vechime, are autorizație eliberare. Domnul Ureanu și cere ce să zic domnul președinte. Ureanu care e ce să zic. Dar e domnul Ureanu, vă rog. Ureanu Petre. Eu nu cer de vizită de comisie. N-am nevoie de nimic. Spune. Ah, da, uite. Doar dacă mă spun domnul Ureanu solicită ca să se scrie luna viitoare un proiect de hotărâre pentru înființarea unei echipe de fotbal a comunei Târgu Drobș. Am crezut și Să aparține consiliul local. Deci am... Nu, ascultați-vă. Avem voie să înființăm echipe de fotbal, doamne. Dar unde stadionul, domnule? La stadionul, o să luăm de la Plăbușteț, dacă este. Da? Întâi pe stadionul și după aia părești. Copiii tăi o să joace exact unde o să joace și copiii mei. Deci ăsta este echivalentul. Deci ce înseamnă? Eu am spus în campanie electorală că vreau neapărat să fie o echipă de fotbal. Ce să facem? Să promovăm tinerii. Aveți voi la tuta stadion? Cum? De aia? La tuta stadion? Dar vezi că nici nu mai lăsați să-ți explic. Alo, domnul Gureanu, auziți terenul respectiv este concesionat. Domnilor, da? Eu am făcut niște demers. Ce înseamnă? Am purtat discuții. Începând de la primărie, până la cel concesionat. Da? Am ajuns la concluzia. Se poate face, până la urma urmei, da? Să facem înapoi terenul respectiv care este amplasat, unde a fost amplasat înainte, vechiul teren, să-l fie al comunei Târgu Drobș, nu a, cum spune domnul consilier, ca al Tudei sau eu știu a cui, deci al comunei Târgu Drobș. Ce înseamnă? Toți copiii capabili să joace fotbal și care vor să joace fotbal, să închine veniți acolo să formăm o echipă. Da? Bun, prin care să se poate... Terenul ăla este dat în concesionare sau nu? Domnule, dacă nu m-ați spus... Că discutat, deci dacă nu m-ați spus... Eu am discutat cu o parte și din primărie, am găsit câteva soluții, am discutat cu domnul Sabău, că domnul Sabău are acolo concesionat terenul, da? E un hectar, ceea ce s-a întâmplat, a fost o anomalie cândva, pentru că acolo a fost stipulat un hectar și 10 prejini, da? Teren de fotbal. S-a concesionat, tot cu acordul primăriei, deci nu s-a concesionat terenul cu acordul meu sau al dumneata când ai fost, da? Și dânsul a zis, domnilor, eu sunt perfect de acord. Dar să-i dăm în locul respectiv, acum simt cu el sau altceva, să-i dăm în altă parte, pe terenul respectiv, să-i dăm în altă parte. Pentru că are și el niște proiecte făcute omul, ca toți, și atunci el nu se încadrează. Deci noi, ce? Am ajuns până la Federația Județeană, da? Am discutat și cu județul, am fost acolo. Trebuie mers la Direcția Tineretului, trebuie să iau. Deci, am adunat câteva părți. Ascultă un pic. Degeaba, ce? Păi, bărtă degeaba. Facem un proiect. Ascultă un pic. Facem un proiect de hotărâre. Păi, dar asta am zis. Ca să până se ajunge în proiectul de la ședințarea vine doamna, toate documentați, și atunci putem sta de vorba. Așa cu socerii, adică... Nu ai depus socerii, bine, înștiințează sau nu-i... Doamne, eu am vrut să vă înștiințez. Da. De ce? De ce am vrut treaba asta să iau din primă? Pentru că perioada nu este extraordinar de lung până să putem înscrie copiii. Deci la campionat. Da. Ceea ce înseamnă undeva la 2 luni jumate. Noi trebuie să ne pregătim în perioada asta. Poate unii consilieri nu sunt de acord, dar unii vor să mă ajute, nu? La ședința următoare aduci tot ce ai. Nu cunosc, eu sunt consilier de ani.
Nu cunosc că acest teren este concesionat sau închiriat. Pentru care solicit, doamna secretară, să ne aduceți la prima ședință contractul de închiriere, contract, hotărârea consiliului local, să vedem și noi când s-a făcut treaba. Să băga la pășune. Și statutul juridic a terenului. Și statutul juridic. Vă rog să aduceți. Acum e o notare. Nu știu, domnilor. Deci eu am stat de vorbă, care era adică cu toți, da? Am ajuns la concluzia și mi s-a zis, eu am stat de vorbă cu domnul Sabău. Domnul Sabău mi-a zis, domnule, așa este, dar eu cedez hectarul ăla și 10 prejim, că atât avem un hectar și 10 prejim, cu condiția ca să putem să îi dăm omului înapoi. Asta este situația. Deci așa s-a făcut. Dar poți la următoarea cerere de Consiliul Local de la Târgu Drobniu, subsemnată Zoca și Paul, proprietar. Este aici să zic lucrurile. Da, citim și reprezentantul da, proprietar 30 de vaci, și prezenta solicită să mă eliberați o situație a exlazului comunal, Târgu Drotuș, respectiv ce suprafață este închiriată sau concesionată și perioada acestor închirieri. Da. Spuneți. Da. Vreau și noi, am făcut o cerere în 2013, pe care o avem și acum la ora actuală, am cerut de la Consiliul Local un spațiu de pășunat pentru animale, nu? Nu ni s-a aprobat nimic. Sunt alte cereri care au fost făcute și pământuri concesionate după 2013. De ce? Vreau și eu niște informații. Aveți și s-au făcut contracte de arendare după ce vreau să zic, după cererea dumneavoastră. După cererea noastră. De ce s-au făcut și în ce bază? Și concesiuni s-au făcut pe pășuni. Nu. Deci dacă îmi permite. Da, spuneți. Aș vrea să ne întrebi, domnul Sabău. De ce? Deci dacă ați făcut cererea în 2013, de ce? O am și acum. Bun. Este, ce vi s-a motivat? Nu, asta mă interesează pe mine. Da. Ce vi s-a motivat atunci? Mi s-a motivat că, da, o să o discutăm în Consiliul Local. Și după aia o să vedem pământ. Dumneavoastră, dumneavoastră aveți informația că alte cereri care au fost ulterioare, deci alte cereri ulterioare care au venit cu dumneavoastră au fost aprobate? Sunt concesiuni după cererea noastră. Bun, puteți să veniți în ședința următoare sau să trimiteți cu cererea noastră să vedem și noi exact despre ce e vorba. Cererea am și vin la următoare și posibil că nu o să pot dar dar o să vină cineva să-mi aducă cererea. Dacă ai la tine, dacă ai alte cereri. Nu am acum, dar mă duc acasă. Da, ce-i ușa de cererea, ca să vedem și noi. Încă un lucru, dacă aș putea să mai menționez. Cu concesiunile astea, aș avea o rugăminte la toți consilieri. Nu știu. Noi ar trebui ca Consiliul să avem o marjă. Nu știu acum. Pentru ce? Pentru cele întâmplate ca și acum. Dom'le, eu dacă vreau să deschid o echipă de fotbal, nu o să pot. Din ce cauză? Că nu o să-i pot da omului să-i dau înapoi. Adică să-i dau terenul respectiv. Ce faci? Pentru interesul comunei se poate trage. Nu este posibil. M-am interesat, domnule. Așa este. Domnul Gerard, m-am interesat și nu ai niciun drept. Atâta timp cât este concesionat, nu poți să faci nimic acolo. Deci numai dânsul, dacă ne dă terenul înapoi, noi să recompensăm, facem. Povestea știi care este? Știți care este? Dar nu contează. Povestea știți care este? Mă interesează. Mă interesează foarte tare. Vreau să știu acum. Stai să vine omul cu răspuns. Nu, dar vine, nu era legat din problemă. Problema era, vreau să știu cât de terenuri mai avem liber. Nu știi foarte bine când mai nimic. Nu știu. Nu știu. Dar domnul președinte. Da. Soluția care o găsim atunci ca să putem să înființăm o echipă de fotbal. Sau găsiți-mi o alternativă cu altă soluție. Avem terenul ăla care l-a... S-a pus timpul sus pe... Acolo, pe aia. La Cuciur? La Cuciur? Hai să trecem la următoarea zi. La următoarea. Cerere. Următoarea cerere este din partea...
exact. Îi simt bine să vorbesc pe steau. Dacă-i vine rândul și dumneavoastră. Păi, dar bineînțeles. Trebuie băgat și noi pe steau. Este cererea de la... Eu am să dau... Eu o să citesc cererea, că eu nu vă lângurează. O să vă cer să vă duceți afară, să vă plămați. M-am calmat. Așa. Prin prezenta vă aducem la cunoștință că societatea noastră, acum TVSRL, cu sediu în strada Libertății, 5-1-2-3, Onești, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J04902-2016 cui 36319389, cont bancar, mă rog, distribuit Banca Transilvania, reprezentant legal de către Daniela Valentina Lungu, dorește să presteze servicii de filmare a ședințelor Consiliului Local, trecut totuși, fără să perceapă vreo taxă, potrivit articolul 18 din legea 544/2001 privind liberul acces al informațiilor de interes public, vă solicităm acreditarea următorilor. Lungu Daniela Valentina, Gondoș Eugen și Lungu Cristian Dan, pentru o perioadă de 65 de zile din data de 1.04.2017. Semnează doamna Lungu, cred. Ați auzit, nu? Deci, este corect. Presa, domnul Eugen este înțeleg. Nu trebuia să facă o cerere, pentru că ședințele sunt publice, orice televiziune care vine, pot să fie și 10 televiziuni. Legea spune foarte clar, ședințele sunt publice, are dreptul să vină, deci nu era necesar o asemenea cerere. O cerere de acreditare. Cererea de acreditare de presă. Da, dar are voie să filmeze, adică dă și vă cer permisiunea. Nu este. Legea spune clar. Cererea de acreditare. Deci trebuie să-i dați acreditarea fără de problemă. Și timp al dumneavoastră atunci. A, avem și noi? Da. Da, de ce? Nu trebuia să faceți. Putem? Da. Da. Deci, avem. A, avem și a. Presa e liberă. Da, bine, noi solicităm doar cereri de acreditare, nu de a firma. Specificăm. Pentru că domnul consilier Mititelu a amenințat prin terțe că dânsul interzice filmarea, ceea ce este eronat. Nu poate un consilier local să interzică, vedeți cazul de la Comănești, unde deja este public, nu poate un consilier local să interzică presei accesul. Sub nicio formă. Presa este a patra putere în stat, domnul Mititelu, și nu dumneavoastră hotărâți când să filmăm. Noi filmăm cum știm noi, cum dorim noi, iar dacă avem un contract că o să facem o cerere către primărie de 80 de euro, vă spun că avem prețul cel mai mic de pe piață. Deci, că nu putem veni nici gratuit. Deci, domnul Duraniu, nu am afirmat niciodată așa ceva. Eu așa am auzit. Îmi cer scuze, dacă nu e adevărat, înseamnă că sunt mincinoase persoane. Nu am afirmat niciodată. Așa eu ca și consilier nu am puterea ca să vă interzic dumneavoastră să veniți filmați. Cerințele sunt publice, așa cum dumneavoastră pertinent ați afirmat. Puteți veni, pot, nu una, două, 10 televiziuni pot veni. Da? Ușa noastră, la Consiliul care este larg deschisă, cu cât mai multe televiziuni, cu atât mai bine. Noi am cerut transparență, eu recunosc, însă față de alții care vin și care prezintă trunchiat unele neadevăruri, eu am spus... O altă minciună pe care nu dau să... Dumneavoastră a spus așa... Nu, dumneavoastră a spus așa că... Nu, dumneavoastră a spus așa că dumneavoastră veniți, sunteți transparent și dați ședințele. Ei, dumneavoastră, 5 ședințe vi le număr, vi le scot, care astea din contextul ședinței. Da, sunteți un mincinos, ordinar, nu pentru că toată lumea știe că le dăm integral. A fost o situație, într-adevăr, dacă îmi permiteți, domnul președinte, a fost o situație la care domnul Mititelu a manipulat consilierul local și a mințit. Pentru că în luna respectivă, noi avem, vă rog un pic, așteptați. În luna respectivă, noi deja filmasem o ședință pe care am publicat-o integral. A fost un accident cu camera, eu ce să-i fac omul? A greșit. Am renunțat la colaborarea cu el. Dar era o ședință suplimentară, așa cum este și asta de astăzi. Deci, noi am venit, noi ne-am făcut datoria pe luna respectivă, doamna vice știe, noi am filmat integral o altă ședință anterioară când ne-a chemat domnul primar, pentru că noi ținem legătura, noi respectăm primarul, domnul Mititelu. Spre deosebire de alții, noi respectăm instituția primarului și a Consiliului Local. Eu respect pe toți consilierii. Deci ați mințit și ați manipulat. Numai o secundă. Ați mințit și ați manipulat ca să vă aduceți televiziunea proprie care să vă ajute în propaganda dumneavoastră. Noi
Și cu asta am încheiat. O ultimă frază. Noi, Exclusiv TV, suntem o televiziune serioasă, da? Să rețineți lucrul ăsta și am demonstrat-o. Pentru că avem 30 de UAT-uri la ora asta și noi respectăm toți consilierii locali și mai mult decât atât vă asigur încă o dată că suntem echidistanți politic. Deci noi nu putem intra într-un joc să ținem partea unui consilier sau altuia. Avem respect pentru toată lumea. Dacă s-a greșit, îmi cer scuze public și am și spus-o și pe internet, dar noi deja ne făcusem datoria cu ședința anterioară. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă asigurăm că indiferent cu sau fără bani, noi facem parte dintr-un program județean și vom veni să filmăm cât aveți dumneavoastră mandat și poate și după aia. Vă mulțumesc foarte mult. Deci, domnul Băiatul, vreau să vă ceriți scuze că să nu-mi spuneți mie nici nostru ordinar, până la urmă, și a doua mână, de ce nu veniți dumneavoastră, exact cum veni doamna, să filmați gratis? De ce nu vin? Pentru că este o altă minciună a dumneavoastră, pentru că nimeni nu filmează gratis, domnul Nititeanu. Știți foarte bine și când ne-ați contractat dumneavoastră, că ne-ați plătit. Deși da. Către ceilalți consilieri spuneați că venim gratis, da? Da, așa este. Da. Și noi am spus-o, știe și domn primar, am spus, domnule, l-am susținut pe Mititeanu până după alegeri. Din momentul ăla, noi nu mai eram obligați către dumneavoastră și ați mai spus o minciună de față cu toți consilierii, că vă datorăm bani. Ce bani vă datorăm noi, domnul Mititeanu? Spuneți în Consiliul Local. Nu vă datorăm nimic. Noi ne-am achitat de sarcini, am avut un contract, da? Pe care noi l-am respectat, da? Deci să nu mai aud în spațiul public. L-am respectat, domnule. Da? Eu nu vă întreb, domnul Mititeanu, eu ca presă, și cu asta am încheiat, ultima frază, domnul Mititeanu. Domnul președinte, da, ultima frază. Să știți că pe noi nu ne interesează ce afaceri faceți cu mașini, nu v-am întrebat. Deci nu, dacă vreți, ne interesăm, că noi suntem presă. Avem această putere. Iar dumneavoastră, interesați-vă de noi. Să vedeți cât de corect suntem. O precizare, domnul Murian. La ultima ședință, când a fost problema, mi s-ar fi părut. Deci așa ar fi... Era gratuit, domnul. Eu nu cer scuze pentru lucruri gratuite, domnul consilier. Eu filmasem deja o ședință, dar nu ați auzit ce am spus. Avem dovezi concrete, avem DVD-ul la primărie. Noi filmasem o ședință. Aia era venit de la noi, benevol ședința aia. Că s-a greșit. De mine, da? Da. Susținat Ungureanu Eugen, reporter de televiziune Exclusiv TV Onești, strada George Balcovia, numărul 42 Bacău. Vă rog să-mi aprobați încheierea unui contract de prestări servicii cu primăria Târgu Rodu, județul Bacău. Scopul acestui contract este realizarea de filmări informative cu imagini și aspecte din localitate, diverse interviuri, documentare, reportaje și ședințe din Consiliul Local, care să contribuie la promovarea comunei în context regional și național. Suma propusă de noi pentru acest contract de servicii video este de 80 de euro, este de lunar. Vă rugăm de asemenea ca durata contractului fiind minim de un an, de la data încheierii. Televiziunea Exclusiv TV este televiziunea. Exclusiv TV este parte a activității SC Electrostar SRL Onești, din județul Bacău. Mă rog, contul și ăsta este reprezentantul de asociatului Ungureanu Eugen. Menționăm că avem afișat oferta noastră și PSA la prețul de 370 de RON, din care, mă rog, la care se adaugă TVA. Este domnul Eugen în cea scoasă la susținere cauză. Vă rugăm. Dacă aveți ceva de adăugat, poftim? Este cea mai mică ofertă de pe piață, de pe SIAP, dacă există o altă firmă cu un preț mai mic. Un contract filmează dânsii și contracurs, iar noi oricum venim și filmăm gratuit. Dar vă spun, este cea mai mică ofertă, mai mult decât atât. Noi, având în vedere că suntem echidistanți, noi vă asigurăm că, exceptând, se poate întâmpla un accident oricând, să nu meargă o cameră. Dar, încă o dată, suntem oameni de bună credință și am confirmat, dovadă că filmăm la Consiliul Județean, la Bacău,
filmăm la Consiliul Județean la domnul Prișan la Focșan, vom filma la Piatra Neamț, suntem o televiziune prestigioasă. Ne pare rău că s-a ajuns la o chestie de la un simplu incident care omul sărac cum i-a cerut nu știa ce să facă. A greșit și el. Era o filmare la momentul ăla. V-am spus un bon să observați că noi venim în afara ședințelor ordinare, venim și pe cheltuiala noastră venim să sprijinim și activitățile culturale și proiectele primăriei și așa mai departe. Deci nu venim, nu este o afacere chestiunea asta, dar este o motivație în plus pentru noi de a veni în mod oficial aici. Chestia asta cu gratuitul e o chestie discutabilă. E un minim de cheltuieli pe care îl asigurăm pentru transport, pentru cameraman. Deci nu e o sumă care să... Și eu zic că am dovedit seriozitate. Cu excepția micilor probleme care au fost interpretate greșit, considerăm că de când colaborăm, am fost destul de clar, nu ținem cu nimeni, vrem doar să prezentăm ce este în comun aici. Eu vă mulțumesc și am cred că este momentul să ne dăm acordul și pentru cererea doamna Dana și pentru cererea domnului Eugen. Acum nu mai intrăm în... Ca să știu, copilăm. Am câteva remarci de făcut. Mi se pare corect. Eu și-a spus punctul de vedere domnul Ungureanu. Eu nu am avut comunicat cu dânsul și nici nu voi avea. Mi se pare corect să vină cât de mai multe televiziuni. Asta este rolul lor. Este foarte bine și pentru noi, ca consilier, că se decizează. Înseamnă că are tendință și avem ceva, dacă sunt așa televiziune ca să vină la noi. Însă aș vrea să spun, 80 de euro lunar, că înainte a specificat, dânsul cere 80 de euro lunar pentru o singură televizare. În rest, dacă vine, vine pe cont propriu, dă socoteală, dacă nu, nu dă socoteală. În al doilea punct de vedere. Dar se spune că vine și arată și filmează activități culturale sau ce este, da? Dar tot în altă dar sumă. Tot în... Aici nu s-a adăugat. Fără asta. A fost calamitate. Asta am vrut să... Cu mine și-a filmat toate... Păi asta am vrut să... Deci alte activități ce înseamnă? Alte activități, ne luați bani în continuare, în afară de suma respectivă? Nu, nu. Domnul președinte vă poate da detalii. Am venit și am filmat și la calamități și nu am cerut niciun leu. Știți foarte bine. Grăte activități. Și echipa de fotbal. De ce am vrut să ajung aici? Pentru că poate o să-i fac o invitație domnului Ungureanu, Ungureanu și cum vă mai spune ca să specifică. Ați văzut că adinoară era o intercalație. Nu mai știa cine depune proiectul, cine face și cine este. Deci poate o să fac către dumneavoastră ca să putem să facem în așa fel să promovăm o echipă de fotbal la noi cât mai puternic. Să facem cu bune, da? Cineva. Păi președintele o să punem, o să vedem, o să stabilim. Antrenor, deci, antrenor deja să știți că am vorbit. Avem pe domnul Petruș. Deci v-am spus că eu am făcut demersurile mult mai largi. Însă nu m-ați lăsat să vorbesc. Mă limitați întotdeauna. Am vorbit cu domnul Petruș și a zis că o să aibă de acum un interes mult mai mare. Pentru că, de ce? Se va muta la noi la Tuda. Ca profesor de sport. Și o să aibă activitate suficientă. Eu de asta vreau să menționez. Ca să știm, adică dacă noi ajungem în stadiul noastră, atunci ne veți spune. Haideți să ne dăm avizul pentru aceste două cereri, nu? Pe cred că nu, dar astea trebuie în Consiliul Local. Da, din moment și retribuim cu părerul, trebuie o tărere. Dar pentru că doamna la lungul trebuie să dăm un aviz, nu? Nu trebuie să... Nu, mă, pot spune ordinea de zi pentru ședința următoare. Pentru ședința următoare. Asta este o mai așteptăm. Altă și poate, poate pe parcurs o să mai vină 4-5 televiziuni. Nu nicio problemă. Vezi, nu acum, vezi și da? Dacă aveți alte probleme de adăugat, o să vine mai am domnii sau ceva de adăugat. Vă dăm și cum ați săptămâna trecută am vorbit cu domnul primar, nu mai am depus o cerere pentru Consiliul Local de astăzi. Pentru finanțarea unui George Urlat. Mi s-a spus că se bagă ședință, nu s-a băgat în ordinea de zi, de ce, nu știu. Dar mi-ar trebui ca până pe 6 mai să pot să iau acest căricior, că ca să asigur numai de restul. 10 400 și 10-700, cam așa era pe catalog, acum nu știu cât. Încă n-am primit răspunsul de la Motivation, dar am trimis...
Așa, și el scrie. Și de ce? Doamna Liliana, precizați dumneavoastră acolo. Vă rugăm frumos. Da, vedem la următorul ăsta. Asta e mai departe. Deci, ca să-i asigură lumea cum era. Ca să-i asigură lumea cum era jumătate. Că adică este termen limitat. Da, 6 mai. Până pe 6 mai trebuie să plătesc totul că caz de asigurare trage în finanțare. Înseamnă că deja, dacă e limită... Eu zic că trebuie pe 6 mai. Dar ceva cu 5 ani, sunt primele la ordine. Dar ce era pe care Deci domnul profesor se ocupă cu altceva. Da, haideți să trecem atunci, că vă vine cu răspunsul la problemele comitiene, dacă aveți ceva de adăugat. Da, eu am de adăugat. Domnul Nguian, domnul Sfărlea, altcineva? Mulțumim, domnul Nguian. Deci trecem pe direcția la urmă. Păi asta este și cu... și cu... Iar îmi putea să puteți. Da, spuneți, domnul. Așa că vă comentăm. În legătură cu concesionare, fiți atenți aici. În legătură cu concesionare. Suntem deja acușa în a patra lună. Terminat. I-am atras atenția domnului primar și nu este aici. Trebuie să înțelegem un lucru foarte clar. Nu sunt împotrivă la nimic. Da? Nici la drumuri, nici la nimic. Să fie corect. Ce este? Nu sunt împotrivă nici la medici. Dar domnilor, consilieri, păi dar noi avem 4 luni. Numai anul ăsta, medicii ăștia și am făcut atâtea sesizări. Medicii nu vin la tuta. Noi avem bolnavi, avem bătrâni care trebuie să deplaseze la Târgu Trotușa. Dumneavoastră, poate nu v-ați documentat, însă eu m-am documentat. Am trimis, am rugat pe domnul primar, de față cu mine, să trimiată o adresă către domnii medici. A trimis o adresă, m-am ținut de domnul primar, să vedem rezultatul adresei. Domnul doctor spune așa, poate nu e în totalitate cum scrie pe hârtia respectivă, că ar putea să ne aducă aici, practic, să recităm. Hai să facem o propunere, să invităm pe domnul doctor. Dar ascultă la mine, domnul președinte. Lasă-mă să vorbesc, să nu creăm... Păi și de ce nu vorbim unii peste alții? Facem o propunere, așa că ținem predică fără sfârșit, nu ajunge nicio concluzie. Haideți să propunem să vină domnii aici și să le explicăm și noi. Doleanțul domnul președinte, public, rândul trecut am făcut adresa către dânsii și a venit. Cine a venit? Cazacu. Ce ne-a spus domnul doctor? Zero. Da? Păi câte adrese facem pentru dânsii? Că domnul doctor a scris așa. Nu are justificare. A spus domnul doctor care... Deci nu are profit sub nicio formă și nu se poate deplasa la sub. Ba, o să aibă profit după ce vine aici și vor vedea oamenii și o să treacă marea majoritate la unul din ei, atunci o să aibă omul de pentru ce să vină acolo. Dar noi încă n-am negociat nimic cu ei și n-am pus nimic. Nu are asigurat suficient. Da, măi, a trimis o adresă să-și pună punctul de ce nu vine și dânsul a spus nu poți să vină pentru că nu-i profitabil. Așa scrie. Nu-i profitabil. Punctul sanitar care există la statut nu îndeplinește condițiile prevăzute direcția sănătății publică Bacău. Dar Vișoara îndeplinește, domnul profesor. Vișoara nu îndeplinește. Și atunci, cum putem să explicăm faptul la Vișoara? La Vișoara e concesionat. Doctorul Marcu cu banii. Și la tuta de cine e concesionat? De Ungureanu Petrea? Deci Marcu și-a sumărit cu acolo că vine. Păi și acolo cine e concesionat? Hai, domnule. Păi nu tot. Domnul doctorul și-a concesionat și acolo. Am înțeles asta. Facem o adresă către dâns și să vină în cinic. Vreau să văd care este sumărit. Așa. Altceva. Următor. Domnul Goagă, v-ați văzut? Domnul Sfărea. Da, aș vrea să fie aici doamna vice și cu doamna secretară. Atunci așteptăm când vine doamna vice. Domnul... Apropo, deci să intrăm la capitolul acum un pic. Asta e mai larg. N-avem... Păi nu, măcar așa mare, să le ținem.
acest capitol am vrut să ridicăm. Toți facem, facem, reabilităm. Facem drumuri, facem. Ai perfect dreptate. Bun, am propus crearea acelei societăți. Nu avem niciun răspuns. Nu știu. Stați să vină... Păi ne trezim peste noapte. O să vină... Stai, da? Stai să vină și doamna secretară și... Domnul Militea. Așa, și mai am altă problemă. Cu școala asta. Când începe grupul sanitar și cum este? Așteaptă 5 ani de zile. Așteptăm să vină... Nu 5 ani, cred că mai mult. 5 ani. Păi da, am votat. Bun, băi. Propunerea din partea ce am propus și eu și colegii am propus și dacă se începe, să se înceapă să facă. Când se înceapă? Când începe. În timpul vacanței. Când vine iar. Nu vacanța de aminitate. Atât de începută mai devreme. Poate să facă aprovizionarea cu materiale și mai ales să poate depozita la cum? Organizare șantier? Este deja în stadiul de aprobare. Deja este aprobat. Dar știm cine e executantul la un moment. Așteptăm să vină doamna de secretară cu doamna. Și licitația când o faci? În perioada de... Când se intru în august. Exact. Nu, 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 așteptăm să vină să ne dea răspuns. Exact așa cum am discutat în discuțiile de ce au avut mai înainte și cu dintre colegi, vreau să aflăm exact ce a punctat domnul Ander, situația aici. Eu, știți, sau unii știu, unii nu știu. Cei care nici au plătit, au plătit acei bani, în speță de 350 de bani, a spus colegul meu, domnul Sfârlea, deci, se scoate pe aia de la avizia de acolo și prin pe cei care nu au plătit. Bun. Nu putem să amenințăm oamenii, că dacă nu dai, stai apa. Problema este situația apei. Deci, vreau să știu ce se întâmplă, când se va lua, când ia, cât e oricum poliția asta, să știm exact ce facem. Și deocamdată funcționează? Păi funcționează la program normal. Bine, nu cu presiune, dar mă rog, dar e bine și așa. Dar trebuie să știm un pic, să vedem exact ce bani s-au strâns. Nu ni s-a spus nimic. Unde s-au luat banii aia? S-au dat? Prin ce s-au dat? Pe bază, din orice diflate, chitanță din mână, chitanță cu buletin meteo, ce s-au făcut? Nu știu exact ce s-au făcut, dar să știm exact ce s-au făcut cu acei bani. Și mai erau, nu știu ce, mai erau niște situația stâlpilor. Dacă au spus că ăsta până la sfârșit, dar nu-i doamna aici, că probabil că știa, situația stâlpilor. Nu, nu, doamna. Stai că vine înapoi. De ce? Au pus aici niște timp. Curent de electric, din zona Izvoare. Că a spus că mai este ceva de... Nu, ceva de rezolvat. Eu știu la putea, sunt stâlpi instalați, tot instalația e făcută. Așteaptă avizul de la... Eu am să poată să conecteze. Să facă franșamente. Toate de ce e aceea situație. Nu se trebuie montat acolo, e aceea situație. Deci, să vedem. Bine, este bine, e montat. Potim? Este bine, e montat. Dă-mă îngurea, dar aveți o pauză. Ce să spun, dragă? Mă duce lucru, mă întreb, nu, de câte ori mă duceam, în momentul deja dumneavoastră încercați să mă obturați. Spune-mi. Să mă obturați. Aveți cheia aia, mos, ăla care e lucrosit. Mos, mereu. Mereu. Dacă acum o să întrebăm și... Bun. Mereu, bun, e clar. Liviu a zis același punct, așa că... Bun. Hai, sănătate. Dar domnul Găreanu și-a dat cuvântul câteva ajutam foarte mult în legătură cu echipa de fotbal. Băi, mi se pare corect. Domnul Ander, vreau să plecați. Dumneavoastră trebuie să țineți cont că echipa de fotbal este și pentru copiii dumneavoastră. Nu numai pentru copiii. Dar n-am zis că nu, domnule. N-am zis că nu. Dar să vedem cum ați insistat, să vedem cu sponsorizarea când am să mă duc. Domnul Găreanu. Ca să obțin o sponsorizare. Domnul Găreanu, căutați întâi terenul de sport și după aia vorbim de fotbal. Dar am discutat, domnule. Asta e toată treaba. Deci am discutat de la început. Și unde ne mai teren de pășuni, ca lumea. Nu, domnule, noi trebuie să-l punem la punct. De asta am început demararea. Acum că avem două luni jumate la activ. În două luni jumate construiesc alții bile. Noi nu putem un teren de fotbal să amenajăm? Ce înseamnă asta? Mai e după cunoștințele mele, dar mai e cupor acolo, vreo de ce... Dar ce nu este un pe și am discutat, dar nu este posibil deocamdată, până că nu... Eu cer și mă duc și în instanță, nu-i problemă. Domn,
la omul ăla și zice, mi se pare corect, cum să dă nici o dată. Da, da. Domnul președinte, dacă nu s-au efectuat, vă mulțumesc. Deci înainte era 1 hectar și